Tu ți-ai bătut joc de copilul ăsta, nemernicule. Ai bătut joc de copilul ăsta. Rămâne la tine sau îmi dau cu săcurea în camă, nemernicule. Dar nu te las, nu te las, nu te las. Cei doi amoreți se cunosc de un an de zile, locuiesc împreună în satul Jidoștița. Fata are numai 15 ani și este supărată foc pe tatăl ei. Îl acuză că o bate mereu și o pune numai la munci grele. De aceea a decis să plece de acasă cu vecinul și iubitul ei mai mare cu 30 de ani. Ți-ai pierdut virginitatea cu el, cu acest bărbat? Da. Păi din aurie ai spus că n-ai... Păi nu, nu acum. De când am plecat de acasă, vreau să spun. Deci nu s-a întâmplat nimic. De duminică. De înainte, da, atunci. Când am dispărut 2 săptămâni. De cealaltă parte, bărbatul nu recunoaște că ar fi întreținut relații sexuale cu minora. În schimb, spune cu tărie că o iubește și o vrea mereu aproape de el, indiferent cine s-ar opune. Ați întreținut relații sexuale cu minora aceasta? Eu n-am întreținut. Domnii au încercat să-mi aducă dovezi atunci. M-au speriat că aduc cu chiloții fetii, cu nu știu ce. Nu mi-a adus nicio dovadă. Dacă vrea să aibă relație cu mine, rămâne, poate să aibă o relație cu mine. Fata. O place, o iubiți, da, ca femeie? Da. E vârsta, e diferența. Tocmai această diferență nu vă încurcă deloc? Deocamdată nu. Știu. Tatăl, sătul de această poveste, nu mai vrea să știe de fată dacă aceasta susține în continuare că vrea să plece de acasă. Bărbatul neagă că ar fi lovit-o vreodată. Dacă spune că vrea să rămână cu el, deci o să facem la doamna aici la protecția copilului, deci și să decadă din drepturi ca tată decât să împăteze obrazul. Psihologii de la Direcția pentru Protecția Copilului nu s-au mai confruntat până acum cu asemenea cazuri. S-au întâlnit astăzi cu fata de 15 ani și cu bărbatul cu care aceasta are o relație. Soarta celor doi rămâne acum în grija instanței de judecată. Peste câteva zile, adolescenta împlinește 16 ani, iar legea nu o mai poate obliga să stea departe de bărbatul iubit. Noi îi oferim posibilitatea de a fi găzduită într-un centru de primire minori, dar aceasta este o soluție temporară. După care? După care, în funcție de ce va hotărâ instanța, se poate decide plasamentul la rude până la gradul 4 sau să rămână în familia naturală, atâta timp cât nu se observă că tatăl are un comportament dăunător fetii. În cazul în care protagonistul poveștii de iubire va fi acuzat de corupere de minori, înainte ca tânăra să împlinească 16 ani, bărbatul riscă să petreacă mulți ani după gratii.